Primăria nu mai are produse alimentare pentru refugiați la depozitul amenajat în preajma fostului cinematograf din sectorul Râșcani. Astăzi, cetățenii ucraineni care au venit după pachete cu produse au fost nevoiți să facă cale întoarsă ori să aleagă doar câte ceva din haine. Între timp, la tradiționala ședința serviciilor primăriei, Ion Ceban s-a plâns pe faptul că autoritățile locale nu sunt susținute deloc de guvern. În context, acesta a solicitat executivului să transmită în gestiunea administrației locale ajutoarele materiale pentru refugiați primite de peste hotare. Nu mai sunt produse alimentare. Această inscripție era afișată astăzi pe ușa depozitului primăriei, amenajat în clădirea fostului cinematograf din sectorul Râșcani al capitalei. În interior am găsit rafturile aproape goale. Obișnuite să vină de la ora 10 și până la 16, mai multe persoane au fost nevoite să facă cale întoarsă din cauza lipsei de produse, printre ei și această bunică cu trei nepoți, care s-a adăpostit la o rudă, dar nu are suficienți bani pentru a-i hrăni pe cei mici. Producte, вот сейчас ищем продукты. Тут сказали, что нету, да? Нету, да. А что за продукты вам нужны? Завтра. Они сказали, что завтра придут. La centrul de plasament din cadrul fostului cinematograf poate primi un pachet cu ajutoare orice refugiat, chiar dacă nu este cazat anume acolo. Din acest motiv, zilnic aici erau împărțite în jur de 400 de pachete cu produse de primă necesitate, spune șeful depozitului. Avem constant nevoie de șampunuri, gel de duș, săpunuri, șervețele umede, hârtie igienică, produse alimentare, vorbim acum de paste, produsuri făinoase, grâu, conserve, mereu floarea soarelui, unt. Ar mai fi nevoie și de haine de sezon, mai spune șeful depozitului. Asta din motiv că donațiile care s-au făcut până acum sunt mai mult pentru perioada de iarnă și nu corespund temperaturilor de afară. Детям одежду пришли взять, потому что мы приехали переселенцы. А вот когда закончится война и вернемся домой. А где остались сейчас? Мы живем у родственников в Кишиневе. Сколько дней вы уже здесь? Две недели. Deoarece municipalitatea nu mai dispune de produse alimentare pentru refugiați, primarul general Ion Ceban a cerut guvernului să distribuie autorităților publice locale ajutoarele materiale primite de peste hotare. Potrivit edilului, până acum primăria Chișinău nu a primit nimic și este pusă în situația să se descurce cum poate. Dar unde sunt acele tone, mii de tone de produse, avioane și camioane încărcate cu toate cele necesare că au ajuns ca și donații în țara noastră? Pe foaie ne-au dat tocmai 9 milioane de lei. Repet, pe foaie. Acele condiții desenate de cei de la guvern pentru primării, ca să poată beneficia de acești bani, după ce o lună de zile am cheltuit și ne-am descurcat pe cont propriu, sunt în domeniul cosmosului, aceste condiții. Și da, am văzut că se spune că au venit milioane de euro, zeci de milioane de euro. Serviciul de presă al executivului nu ne-a răspuns deocamdată pentru o reacție. Tot în cadrul ședinței de astăzi, Ion Ceban a anunțat că de mâine, lângă fostul cinematograf din sectorul Râșcani, va staționa o clinică medicală mobilă formată din medici din Italia, care vor acorda asistență refugiaților din țara vecină. Potrivit datelor poliției de frontieră de la începutul războiului în Ucraina, hotarul cu țara noastră a fost traversat de peste 340.000 de persoane. Dintre aceștia, mai mult de 250.000 au părăsit țara noastră. În prezent, în Republica Moldova sunt aproximativ 98.000 de refugiați, iar mai mult de jumătate dintre ei sunt copii.